În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, mesaj pământesc, și iată, acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit eu să-L ascultați. Mesajul ceresc. Cel din tâi mesaj arată că Dumnezeu are lucrători pe pământ și propovăduitori ai cuvântului adevărului, care în Vechiul Testament au fost profeții și prorocii, iar în cer este cuvântul Tatălui, cum spune psalmistul David, cu cuvântul Domnului cerurile s-a întărit și cu Duhul gurii lui puterea lor. Ce ar trebui să știm noi în sărbătoarea de astăzi, pentru că sunt multe de știut și puține de reținut, pentru că suntem trecători și de 2000 de ani de când se predică Evanghelia, lucrurile sunt aceleași, numai oamenii le însușesc altfel, și ele trebuie amintite pentru că fiecare le trăiește cum le vrea el și nu așa cum sunt scrise. La plinirea vremii sau la vremea potrivită, ca să spunem, la momentul optim, când a fost să se boteze Iisus, ca la 30 de ani fiind, de să nu trăiți cu ideea că era vorba de prunc cu cel pe care l-au întâmpinat magii, dar în primele secole creștine, în primele veacuri creștine, sărbătoarea nașterii cu cea a botezului se sărbătoreau la oaltă. Mai târziu, prin secolul IV, au fost despărțite și dus botezul la treaba lui în 6 ianuarie, iar sărbătoarea nașterii luată după 25 decembrie și așezată de la 25 martie la 25 decembrie, timpul firesc de nașterea unui prunc din femeie. Și atunci am sărbătorit pe soarele dreptății sau lumina cunoștinței, pentru că era pe atunci zeul soarelui sau zeul Mitra care se sărbătorea la vremea respectivă, și atunci trebuia înlocuite, și aici spune frumos patrologia, teologia noastră ortodoxă este tributară filozofiei care a ajutat-o la înlocuirea anumitor termeni și cuvinte din păgânism în creștinism. Și bineînțeles că în momentul în care Hristos a înlocuit soarele zeu cu soarele Dumnezeu, atunci cântăm și noi ceea ce ați auzit de-a lungul colinerului lerui ler și iarăși ler. Aleluia, deci, care înseamnă Dumnezeu. Un alt lucru care trebuie să-l specificăm și trebuie să-l țineți minte, actul în sine sau epifania sau arătarea bobotezei a avut loc în pustiul Iordanului. Acolo se auzea glasul celui ce strigă în pustie. Și avem lucrurile consemnate la Matei, Luca și Marcu. Și avem îndeosebi explicat pe îndelete, într-un punct al Evanghelistului, unul pune accentul pe mentalitatea și moralitatea Sfântului Ioan Botezătorul și ne arată ce personalitate, dar noi avem dintr-o paru pe care Sfinții Părinți l-au rânduit la strană și din mărturia Sfintei Scripturi, de ajuns îți este ție mărturia Domnului și care este mărturia Domnului față de Ioan Botezătorul. Una categorică și strategică. Amin, vă zic vouă, cel mai mare om născut din femeie, dar cel mai mic în Împărăția Lui Dumnezeu. Adică este înger purtător de trup. Așa cum suntem și noi. Aceasta este ceata de dincolo de triada cerească, deci de unde începe lumea văzută sau lumea pipăită, lumea aceasta materială. Dar acest Ioan Botezătorul este prototipul absolut al ascetului, este prototipul absolut al omului model neclătinat de vânt, adică de vremuri, de legi și așa mai departe. Și aici pot să amintesc pentru secolul 20 și 21 un cuvânt al scriitorului și părintelui grec, Teoclid Dionisiatu, care a scris și el o carte de învățături duhovnicești și a spus așa: biserica este o verigă de aur în care se leagă celelalte verigi ale societății și merg cu ea și pe lângă ea, nu biserica amestecându-se în cercul vicios al vremii, ci cercul vicios al vremii dându-se după regula sfântă și sacra bisericii. Și regula sfântă și sacra bisericii este aceasta: fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Ioan Botezătorul preia acest mesaj și îl spune cu totul altfel: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
Dar așa cum este și la partidele politice, să treci dintr-o parte în alta, același lucru făceau și saducheii, și fariseii, și cărturarii. Veneau și se botezau în chip viclean. Hai băi să ne băgăm și noi, să vadă poporul, suntem cu toată lumea. Adică se dădeau după politica vremii, erau scârboși, erau stricați. Dar Ioan Botezătorul, care avea înainte vederea, venea și striga din pustie și spunea: pui de năpârcă, pui de șerp, cine v-a spus că scăpați de o sânda care vine? Deci vedeți ce frumos? Să pune accentul la obiect. Să nu crezi că dacă ești ortodox de formă, scapi de mânia lui Dumnezeu. Să nu crezi că dacă te botezi de formă, ești creștin. Să nu crezi că dacă ai abuzat de taina cununiei sau a mirungerii sau a împărtășirii, deja ai loc în rai. Nu. Faptele vieții tale sunt cele ce te aduc în împărăția lui Dumnezeu. Și ce frumos spune Ioan Botezătorul: securea stă la rădăcina pomului, iar pomul ce n-aduce roadă să taie și să aruncă în foc. Asta zice simplu. Deci ce fel de creștin să taie și să aruncă în foc? Cel care n-are cămașă de nuntă și, mai departe, cel care n-are fapte. Că Mântuitorul a spus: celor ce au făcut bine spre învierea vieții și celor ce au făcut rău spre învierea osândirii. Iată ce judecată scurtă și la obiect. Întorcându-ne în actul care ne interesează, spune Ioan Botezătorul la un moment dat, pentru că este legat de personalitatea lui, această epifanie este legată strâns de personalitatea lui, prima dată, sau dacă vreți, prima întâlnire a lui Ioan Botezătorul cu Iisus Hristos a fost în pântecele Maicii sale, când a săltat pruncul de bucurie. Iar Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a zis: cum este una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Auzi ce prorocie în Vechiul Testament, Luca, parcă e capitolul 1, sau așa ceva. În momentul în care Ioan Botezătorul dă cuvântul de învățătură celor ce se botează, nu uită să specifice două lucruri. Cel ce vine după mine e mai mare decât mine. Asta este prima formă de interpretare evanghelică. Celălalt evanghelist, Luca, spune așa: nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. Iar celălalt evanghelist, Marcu, spune să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Adică adâncul acestor taine sunt de nepătruns pentru omul firesc, obișnuit și nepăsător. Și de unde știm lucrul acesta? Ioan Botezătorul primește o științare dumnezeiască în care îi se spune așa: peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se, acela este. Deci sărim dintr-un tablou uman într-un tablou deja profetic, spiritual, transcendent, dincolo de om. Deci trebuie să vezi Duhul Sfânt pogorându-se. Acum eu mă întreb, din cât suntem noi aici în biserică, cine o să vadă astăzi la Iordan, când sfințim apa afară, Duhul Sfânt pogorându-se? Fericiți cei curați cu inima, ca cei al vor vedea pe Dumnezeu. Deci iată, peste care vei vedea Duhul pogorându-se. Deci nu coborându-se, pogorându-se. Deci această taină este o economie dumnezească și totodată o deșertare de taină, un adânc de taină. Dar de ce să deschid cerurile și ai să vezi cerurile deschise? Pentru că Duhul Sfânt este neîntinat, iar cerurile erau încântinate de căderea dracilor. Un alt lucru pe care îl marchează Ioan Botezătorul spune așa: văile și dealurile să le îndreptați să faceți nete de cărările Domnului. Ce înseamnă a fi nete de cărările Domnului? Adică învățătura Evangheliei trebuie să aibă un singur punct. Învățătura Evangheliei n-are interes de confesiune, învățătura Cuvântului lui Dumnezeu n-are interes de dogmă personală, învățătura Duhului Sfânt n-are interes de comuniuni, de rupturi, ci este un întreg. Deci când sunt două dealuri, sunt două vârfuri. Când sunt două dealuri, este și o vale între ele. Înseamnă că e un gol, o lipsă. Dar în momentul când spune să umpleți văile și nete de să faceți cărările Domnului, înseamnă că cel mai înalt vârf este Dumnezeu. De aceea spune: munții au săltat ca berbecii. Un alt lucru care se întâmplă și este interesant marcat de Ioan Botezătorul:
Cel ce vine după mine vă botează cu Duh Sfânt și cu foc. Deci de ce? Duhul Sfânt e foc din cer. Pe lângă faptul că eu v-am botezat cu apă. Deci iată, devine deja un, vorbim de un botez superior. Cel care vine la Iordan este mai mare decât mine. Și tot evanghelistul consemnă și spune cuvintele sau spusele Sfântului Ioan Botezătorul. Mie mi-este să mă micșorez ca el să crească. Și ce constatăm? În prima etapă, până la botezul Domnului, botează Ioan și vine Hristos la botez. În a doua etapă, botează Hristos în alt ținut al Iudeii, al pustiului Iordanului, și de data aceasta Ioan stă în temniță. Și răspunsul este unul foarte categoric. Vine Andrei, care este apostolul întâi chemat și cu Ioan Evanghelistul, la Ioan în temniță și îl întreabă: tu ești sau pe altul să așteptăm? Se duc la Iisus să ducă răspunsul. Și Iisus îi trimite răspunsul lui Ioan. Spuneți lui Ioan că orbii văd, șchiopii merg, sarca cerbii, orbii văd, bolnavii se curățesc. Deci iată semnul venirii împărăției lui Dumnezeu. Și aici găsim două lucruri distincte. Una e semnalată de Clement Alexandrinu și una e semnalată tot în primele cărți și scrieri apostolice. Iisus și-a marcat cele trei stări ale vieții sale în viața pământească. Ca prunc a fost slăvit de magi și punctat, dacă vreți, în istorie. De ce? De recensământul tributar al lui Cezar și de steaua care a stat deasupra unde era pruncul, care a atras atenția tuturor privirilor, până și îngerii s-au coborât și au cântat, până și păstorii l-au lăudat, până și oamenii l-au cinstit, până și magii l-au căutat și s-au închinat. Deci iată, eu sunt împăratul ce vine din împărăția de sus. Întru cei de sus slavă și pe pământ, întru oameni pace și bunăvoire. Un al doilea punct sau reper este întoarcerea din Egipt, când Iosif aude acel cuvânt, ia pe mumă și pe prunc și întoarce-te că au murit urmăritorii, iar el la 11 ani intră în templu și vorbește din lege, încât, cum și spune Scriptura, de unde știe acesta Scripturile neînvățat fiind. Și ultima este activitatea mesianică pe care o va face timp de 3 ani și jumătate aproape, în care va arăta că trebuie, dacă vreți să folosim un termen modern, să aprobe pentru lume legea cea nouă. Deci vine să o desăvârșească pe cea veche și să dea curs celei noi. Și odată dat drumul legii celei noi, el intră în legea cea nouă prin ce? Prin botez. Ajuns la Iordan, că aici suntem noi astăzi și am vrut să știți despre ce elemente este vorba la Iordan, trebuie să știți că această arătare a Sfintei Treimi are multipla semnificație, dar în același timp și sens. Întâi, cei care stau pe malul Iordanului nu înțeleg ce se aude din cer, ci numai cei curați. Deci cuvintele din cer sunt pentru Ioan și pentru cei aleși care așteaptă legea cea nouă, că unii au spus că-i tunet sau că nu știu ce semn din cer, dar era glasul Tatălui care a adeverit întărirea cuvântului. Și aici ce întâlnim? Două elemente deopotrivă cu care s-au bătut sinoadele și dogmaticile, deci cele două firi și două voi ale Mântuitorului, una omenească și una dumnezească. Cuvântul Dumnezeu din veac stătea în sânurile Tatălui mai înainte de toți vecii, iar cuvântul lui Dumnezeu suvrem din mamă stătea în apă sub mâna lui Ioan. Și Ioan spune: eu am nevoie să mă botez de botezul tău, iar el îi spune: lasă să se împlinească cele scrise. Deci iată ce frumos, împlinirea legii. Și în clipa în care Ioan pune mâna în creștetul stăpânului, răsplata acestei atingeri este și propriul său botez sau umplere de Duh Sfânt, pentru că Ioan de acolo își încetează menirea de profet, este pecetluitorul celor două testamente, el este și prorocitorul, este și împlinitorul și este și mucenicul. El face exact legătura între cele două testamente, deci pur și simplu este pecetea desăvârșirii
omenește, așa cum Fecioara Maria este pecetea reînnoirii lumii, fie mie după cuvântul tău. Deci ceea ce împlinește prin întruparea Fiului, deci de la Duhul Sfânt în pântecele ei. Ioan este întruparea legii. El este cel desăvârșit în lege care nu calcă cuvântul legii. Mă nu cotez, mă spăimântez a te boteza. Eu am nevoie de botezul tău. Lasă să împlinească legea. Și Ioan o împlinește în tocmai și la moment. Un alt lucru care trebuie ținut minte, Duhul Sfânt s-a arătat în chip ca de porumbel. Deci nu era porumbel. El s-a mai arătat și altă dată în chip de limb ca de foc. S-a arătat de altă dată în stâlp de nor noaptea, ziua în nor și noaptea în stâlp de foc. Deci Duhul Sfânt are multiple misiuni și lucrări. Tot Duhul Sfânt s-a arătat când a ieșit apa din piatră. Tot Duhul Sfânt a fost când s-a despicat Marea Roșie. Tot Duhul Sfânt a fost când s-a închis Marea la loc. Tot Duhul Sfânt a fost când a venit îngerii și au cunoscut ușile însemnate, deci la casele egiptenilor și au omorât pe întâi născuți. Deci era împreună lucrător cu Tatăl și cu Fiul. De ce trebuie să știți lucrul acesta? În sfatul Sfintei Treimi s-a vorbit de mântuirea omului. Lucru care nu l-a știut diavolul și ca drept dovadă că a fost perceptibilă mântuirea și o trăim noi cu ochii noștri astăzi, este faptul că odată prin cădere Adam a pierdut legătura cu Dumnezeu și n-a mai cunoscut taina mântuirii, ci numai urmările ei. De aia se și spune taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Adam a plâns, s-a căit, și-a dorit din nou un rai, n-a mai putut, s-a mulțit, din el au ieșit și oameni buni și oameni răi, dar pe linia genealogică a Mântuitorului s-au însemnat numai personalitățile importante a Vechiului Testament și rolul lor fundamental în actul de mântuire pe linia davidică și din neamul lui Iuda, dar în cele din urmă, desăvârșirea și punctul a fost acea frază scurtă din capitolul Facerii: și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Iată că acea femeie, Eva cea nouă, prin care vine viața, este și mama lui Iisus Hristos, Fecioara Maria, și în momentul în care ea se plasează în istorie, deci odată cu pruncul Iisus, deci nu se desparte de prunc, în peștera magilor era și mama cu pruncul în mână, iată-o și pe mamă la crucea învierii lui Hristos, când același Iisus de pe cruce îi spune lui Evanghelistul: Fiule, iată mama ta, deci biserica cea vie a Noului Testament. De ce v-am amintit lucrurile acestea? În momentul în care Duhul Sfânt a venit în chip ca de porumbel, n-a fost decât o închipuire de cinzecime pentru moment, pentru cei de la Iordan. Și acel porumbel văzut pe capul lui Iisus, dacă ar fi fost viziune duhovnicească și trăire autentică în neamul iudeu, s-ar mai fi văzut și pe capul altora care se botezau, dar de data aceasta nu muiați de Ioan apă, ci de acum încolo boteza și Iisus. Și în momentul în care Iisus instaurează noul botez, vine și depășește alte trei elemente vechi. Tăierea împrejur, pe care o desfințează la 1 ianuarie prin tăierea trupului lui împrejur odată pentru toate veacurile și ne dă tăierea împrejur în duh, a inimii, a simțurilor și a cerbicii, a îndărătniciei noastre rațiunii. Apoi desfințează botezul cu apa al potopului care a spălat păcatul de pe fața întregului pământ, desfințează botezul lui Ioan și vine și aduce botezul cu Duh Sfânt și cu foc, dacă vreți cu apă și cu Duh Sfânt, pentru faptul că odată ce te-ai îmbrăcat în Hristos sau te-ai botezat în Hristos, în Hristos te-ai și îmbrăcat, așa cum propovăduiește dogma creștină. De aceea botezul întregii creștinătăți, a legii celei noi, este în numele Tatălui care a strigat din cer, al Fiului care a stat în apă, dar a vorbit din cer cu Tatăl și a Duhului Sfânt, care noi cântăm atunci când îl băgăm pe cel mic în apă, după ce îl scoatem și îl punem în fașa albă, în crijmă, spunem așa: dă-mi mie haină luminoasă, cel și te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Deci lumina Sfântului Botez este acea lumină despre care Duhul Sfânt în psalmi spune: însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. De ce? Este lumina botezului Hristos, altoirea în butuc cu Dumnezeu. Și un alt lucru care trebuie să-l țineți minte, odată cu intrarea lui Hristos în apă, și aceasta trebuie să o aveți în minte, materia aceasta, apa, s-a curățit și a devenit elementul comun tuturor lucrurilor de pe
ceea ce se cheamă planeta Pământ. Și trebuie să înțelegeți, cu apă trăiește omul, cu apă trăiesc animalele, cu apă trăiesc peștii, cu apă trăiesc păsările, cu apă trăiesc plantele, cu apă trăiesc microorganismele. Tot ce mișcă în atmosfera aceasta și în pământul acesta în care noi trăim, deci totul se hrănește și circuitul se face prin apă. Noi suntem într-un continuu botez. Dar sfințirea apei nu s-a făcut în mod samavolnic, ci s-a făcut în mod binevoitor, spune Irineu Mihălcescu în teologia simbolică și dogmatică a lui despre botez, cam așa ceva. Fiind elementul cel mai la îndemână, ca niciodată să nu poată fi speculată dogma credinței și botezul, s-a lăsat apa la îndemâna oricui pentru botez, sau cel mai esențial element care împlinește trei calități. Apa poate fi și solidă, că trupa a avut Hristos, apa poate fi și lichidă, că apa este cuvântul Evangheliei, și apa poate fi și gazoasă, adică în stare de abur, ca să spunem cum este și Dumnezeu Duh. Deci ea face legătura, dacă vreți, între omenitatea și dumnezeirea lui Hristos, prin faptul că ne arată starea, cum poate cineva să treacă de la o stare la alta, pentru că a fost și întrebarea cuiva într-o zi după predică, Părinte, ce s-a întâmplat cu trupul lui Dumnezeu după înviere? Unde este trupul lui Hristos? Și i-a spus, pe scaun, cu Tatăl și cu Duhul. Unde să stea? Păi zice, cum? Păi simplu. În momentul când intri în lumina cea pururea fiitoare și lumina devine atât de puternică și de orbitoare și atât de adâncă ca izvor, mai poți vedea prin intensitatea aceea de lumină trup? Nu, ci vezi doar lumină. De aceea Dumnezeu rămâne veșnic Duh, că așa spune, Duh este Dumnezeu și lumină. Lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt. Dar când va să vină să judece vii și morții, că nu s-au terminat epifaniile, va pune pe scaun pe Fiul și pe cei 12 apostoli, iar El în calitate de drept judecător va da toată judecata Fiului, pentru că Fiul a trăit între noi oameni și El ne va judeca. El ne va spune cât am putut posti, El ne va spune cât ne-am putut înfrâna, cât am putut suferi, cât am putut răbda, cât am putut râde, cât ne-am putut ruga, pentru că El a trăit ca om și cunoaște firea omenească. Nu ne judecă Tatăl care a stat veșnic în ceruri, ci ne judecă Fiul, cuvântul întrupat, care a purtat slăbiciunile noastre sau a luat chipul de rob, ca să-L facă pe om Dumnezeu. Că așa spune în Adam, mor toți în Hristos, toți în viață. Și încă un lucru care trebuie să-l știți, pe lângă această epifanie a bobotezei, mai este și epifania aceasta a pogorârii Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt vine în chip de limb ca de foc, apoi avem epifania înălțării, când Fiul este luat de un nor și pe norii cerului se duce la cer și spune, tot așa va și veni, dar însoțit de doi îngeri, și cineva va zice, dar de ce doi îngeri? Pentru că Iisus era în mijloc, deci era întreaga icoana Sfintei Treime, așa cum s-a arătat cândva la stejarul Mamre. Și mai mult decât atât, trebuie să țineți minte și acest lucru, că ultimul botez lăsat nouă, ca mângâiere, este botezul lacrimilor, ceea ce facem noi prin spovedanie și împărtășanie atunci când ne pocăim de păcatele noastre. Și un alt botez mai puternic, care va fi botezul focului atunci când va fi Apocalipsa. Nu știm cât de material sau nematerial este acel foc, dar știm că de mânia lui munții se vor topi ca ceara și pădurile vor arde ca fânul, în edițiile vechi ale Psaltirii, în cele mai noi scrie altfel, de aceea uneori e neconcordanța frazei. Ce trebuie însă să țineți minte? Că ultima și cea din urmă epifanie este slava lui Dumnezeu, când va fi cer nou și pământ nou. Și de ce v-am spus lucrul acesta? Cine va trece de cerul de foc sau de cerul purificator, ca să spunem, în împărăția și slava lui Dumnezeu, nu va avea nevoie nici de raiul pământesc, temporar, unde stau sfinții acum în rai, pentru că raiul este o stare temporară, slava lui Dumnezeu rămâne veșnică. Dar ce trebuie să aveți în minte sunt cele două fraze. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Și noi știm în fiecare zi acest lucru. De unde? La finalul Sfintei Liturghii se strigă tot timpul. Să luăm aminte Sfintele Sfinților. Deci vedeți, împărăția lui Dumnezeu e pe pământ. Vine Dumnezeu să se împărtășească
în rândul sfinților. Sfinții să-L cunoască și să-L mănânce pe Dumnezeu. Ce voi răsplăti pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Și un alt lucru important care trebuie să-L știți, încă o dată împărăția Dumnezeu de câte ori vine la noi, auziți de fiecare dată, sau poate uneori nu s-aude cu glas tare, Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela nu-L lua de la noi, ci-L înnoiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Și în clipa aceea, pâinea liturgică și vinul liturgic se transformă în carnea și trupul lui Iisus și voi mâncați împărăția lui Dumnezeu. De aceea tot Evanghelistul Marcu și Matei spune, nu-L căutați pe Dumnezeu pe aiurea sau pe pustie sau pe nu știu unde, că împărăția lui Dumnezeu e înăuntru vostru. Deci în momentul în care mănânci Sfintele Taine, Dumnezeu e în tine. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Și un alt amănunt legat de împărăția lui Dumnezeu, în clipa în care noi știm că este împărăția lui Dumnezeu, ce se spune imediat după epicleză? Pe preasfânta, preacurata, preabinecuvântată. Și atunci Maica Domnului vine din văzduh, sărută Sfântul Agneț, care este fiul ei cel iubit, pentru care a trecut sabie prin inima ei și se așează în scaunul de împărăteasa cerului, în scaunul de aceea cădim, scaunul de sus al bisericii sau locul Sfintei Treimi, pentru că ea stă de-a dreapta Sfintei Treimi, cum spune David, în haină înfrumusețată de aur, și stă în tronul de împărăteasa cerului, arhistratega și împărăteasa îngerilor. În momentul în care spunem, acesta e fiul meu iubit, recapitulăm toată Sfânta Scriptură. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Iată prima discuție între Tatăl și Fiul. Iarăși din nou la turnul Babel să ne pogorâm și să le amestecăm limbile. Și aici, de data aceasta, nu mai vorbește Tatăl, ci acum vorbește Fiul și vorbește de două ori. Vedeți? Foarte atenți să fiți. După înviere, prima vorbă care o spune, spune așa, pace vouă. Dar de mai multe ori, pacea mea dau vouă. După aceea le spune, luați Duh Sfânt. Dar niciodată nu arată în mod categoric în vreo formă această luare de Duh Sfânt. Dar înainte de a se înălța la cer, a spus, luați Duh Sfânt, mergând învățați toate neamurile, propovăduiți Evanghelia, botezați toate neamurile, dezlegați ce veți dezlega, dezlega va fi. Deci iată, o întreagă pleiadă. Dar în momentul în care pleacă la cer, de data aceasta, ca o a treia mărturie vine și spune, de nu mă vă duc eu la Tatăl, nu va veni Mângâietorul care va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Și ca să se convingă că e o legătură între ceea ce spune și face cu ceea ce trebuie să întâmple, Duhul Sfânt vine în chip de limb ca de foc și stă peste apostol și apoi avem și o mărturie, s-a citit, mi se pare, chiar la apostolieri, dacă am fost atent, când Pavel în misiunea lui întreabă, auzitați de Duh Sfânt? Nu, credeți? Primitați Duhul Sfânt? Nu. Și în momentul în care au primit Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea, asta din faptele apostolilor. Ce trebuie însă să știți? Că același Duh Sfânt care s-a pogorât la cinzecime și ne-a botezat pe toți cu focul dumnezeesc, este același Duh Sfânt care ne sfințește tainele și ne iartă și păcatele și ne și mântuiește și ne și desăvârșește. Și această perdea a Duhului Sfânt este măsura între dumnezeirea văzută și dumnezeirea nevăzută. Dumnezeirea văzută este tot ce vedem noi în biserică de la Sfinții și trupul lui Hristos pe care îl mâncăm de pe Sfânta Masă, până la moaștele Sfinților și icoane și tot ce vreți din biserica de cult, iar dincolo de perdeaua Duhului Sfânt, cuie să deschide mintea, intră în împărăția Tatălui, că eu sunt ușa Tatălui, și de acolo, prin Duhul Sfânt, vede împărăția cea de sus, adică vede împărăția lui Dumnezeu, cea care este nevăzută de ochii lumii acestea, cum i-a spus lui Ioan și lui Iacov, că împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Că ei spuneau, dacă ai să fii tu împărat, unul vrem de-a stânga, unul vrem de-a dreapta. Și a spus, nu-i mie a da aceasta. Deci, nici nouă nu ne este a lua aceasta. Trebuie să avem mare trăire, trebuie să avem mare convingere și în special lucru care lasă de dorit în secolul 21, mare credință. Nu o credință fanatică, nu o credință oarbă, bolnavă, pietistă, dar nici nu o credință din asta gen primitivă,
cum ne-am învățat noi să credem mai mult în tot felul de semne, în tot felul de farmice, în tot felul de vise, în tot felul de prostii, numai Hristos nu. Deci Hristos vrea credința cea tare. Noi suntem uneori cum era Maria Magdalena. I-a cuprins picioarele și l-a sărutat, s-a bucurat dis de dimineață când mergeau spre mormânt să ducă miresme și peste jumătate de oră se smiorcă în grădină, nu știu, l-au luat pe Domnul, unde l-au pus. Asta e credința noastră. A cine împărtășim și a cine spăriem de vrăjitoare. A cine spovedim și luăm dezlegare de păcate, a cine mergem snicate baba în cărți să vedem noi dacă pleacă bărbatul sau vine de acasă. Deci asta e credința noastră șubredă. Și atunci Dumnezeu pentru toate aceste îndoieli își întoarce fața de la noi și spune mergeți după mintea voastră. Ei, Iisus Hristos n-a făcut aceasta. Și a comunicat Tatăl din cer, în auzul profetului, să știe că a botezat pe cel ce trebuie botezat, și a prorocilor și a sfinților care așteptau în taină împărăția Dumnezeu, că noi nu știm ce oameni s-au adunat în pustia Vitavarii, că veneau mulțimile de dincolo de Iordan, veneau din Galileea și toate neamurile. Și spune că acesta e Fiul meu iubit, întru care am binevoit. Deci în El este toată desăvârșirea. Pe El să-L ascultați. Amin. Să-i rămână, Părinților.